Prezent în cadrul emisiunii Agenda Locală, primarul comunei Cătunele, Florinel Țuil, a declarat că este supărat pe cei care aruncă aiurea gunoaiele, deoarece firma de salubritate vine și ridică săptămânal deșeurile. Cu oamenii de la ajutorul social, Florinel Țuil a decolmatat șanțurile și rigolele, dar face și curățirea râului Motru, al doilea ca lungime după Jiu din județul nostru. Fiecare primăvară facem decolmatarea șanțurilor, am făcut-o și de săptămâna viitoare vom lucra și cu un utilaj în zonele în care nu s-a putut lucra cu oamenii. Am colectat și deșeurile astea menajere pe care oamenii le-au mai aruncat la groapa de gunoi, la gropile lor vechi, deși se știa că nu mai au dreptul să facă acest lucru și colectarea o facem noi cu tractorul și predăm la municipiul Motru. Cine aruncă gunoiul este un gunoi. Astfel de mesaje sunt scrise pe afișele care au împânzit comuna și cu care primarul vrea să-i sensibilizeze pe oameni. Sunt oameni care n-au înțeles lucrul acesta. La ora actuală am pus niște mesaje prin comună, nu le mai spun la televiziune ce mesaje sunt, dar am anunțat ce cetățenii. Spuneți-ne totuși, bănuiesc că pot fi spuse, nu? Ce fel de mesaje? Da, unde sunt grupele de gunoi sau în zonele în care se aruncă gunoi, am pus un mesaj de genul cine aruncă gunoi este un gunoi. Aoleu. Da, și veți veni dacă treceți prin locatarii noastre. Credeți că-i sensibilizați așa? Sper că da, sper că oamenii trebuie să înțeleagă că atâta timp există un serviciu plătit tot de ei, da? Până la urmă e plătit de ei, să nu le fie greu să colecteze în sacii menajeri, să-l predea sâmbăta.